Vă spuneam că fetele au părăsit casa Mireasa azi dimineață în jurul orei 8 și ceva. Băieții, mai fericiți și mai norocoși ca de obicei, au rămas încă dormind după plecarea fetelor. Bineînțeles că ei vor pleca ulterior, dar nu au atâta nevoie de timp să se pregătească ca și fetele. Ei n-au de făcut coafiuri, machiaje și așa mai departe, care durează cu orele, cât să-și facă un duș și să-și iau un costum. E chestiune de jumătate de oră. Așa că ei au fost privilegiați cu un somn mai lung. Cel puțin pe Dani și pe Mihai i-am văzut în dormitor, în pat, după plecarea fetelor, așa că erau încă acolo. Privilegiați au fost cu toții, dacă stăm să ne gândim, pentru că noaptea trecută au dormit împreună cuplurile, ceea ce, dacă bine mi-amintesc și nu greșesc, nu se întâmpla și în celelalte sezoane. Eu așa mi-amintesc că cuplurile erau separate cu o zi cel puțin înainte de marele eveniment. Așa că de data aceasta au fost mai indulgenți cei din staff și au lăsat împreună tot weekendul, inclusiv noaptea trecută.